În această după-amiază, un nou-născut prematur a fost preluat de un elicopter al Ministerului de Interne, dotat cu aparatură pentru preluarea bebelușilor cu probleme și transportat la Spitalul Pantelimon din București. Bebelușul venit pe lume în urmă cu o zi cântărea doar 1200 de grame și prezenta unele probleme respiratorii încă de la naștere. Pentru a-i salva viața, medicii specialiști din cadrul Spitalului Municipal Câmpulung au decis ca nou-născutul să fie transferat în capitală.